Astăzi vă arăt cum puteți face upgrade la Windows 10 la Windows 11 pe un PC nesuportat, fără să vă pierdeți datele și fără să fiți nevoiți să reinstalați windows -ul. Pentru acest lucru aveți nevoie de o imagine ISO de Windows 11 și de 7 zip ca să extrageți imaginea și să modificați ceva în ea. Prima dată vom descărca imaginea ISO de Windows 11, deschidem un browser și scriem Download Windows 11. Mergem pe primul rezultat, aici mergem mai jos și vedeți Download Windows 11 Disk Image, ISO, alegem limba, engleză, apoi click pe Confirm, dăm Download și cât se descarcă Windows 11, mergem și luăm 7-Zip. 7-Zip se găsește pe 7-Zip.org. E foarte simplu, 7-Zip.org. Și de aici va trebui să descărcați varianta pe 64 de biți, dați Download, începe download-ul, eu deja l-am descărcat și l-am instalat. Aceasta este imaginea de Windows 11, ca să o extrageți, clic dreapta pe ea, 7-Zip și extract Windows 11. Și avem folderul cu imaginea extrasă de Windows 11, de aici va trebui să mergeți în folderul Sources și să căutați un DLL care se cheamă App El este DLL-ul care verifică dacă PC-ul este compatibil cu Windows 11 și cum PC-ul nostru nu este compatibil cu Windows 11, va trebui să ascundem sau să ștergem acest DLL. O să dăm pur și simplu Shift Delete, dăm Yes, să aștergi DLL-ul, ne întoarcem înapoi și dăm dublu click pe Setup. Aici vom da Yes, și aici vrea să verifice după update-uri. Dacă lăsați să verifice după update-uri, există posibilitatea să și descarți din nou acel DLL. Așa că pentru a nu face acest lucru, mergem aici pe Change How Setup Downloads Updates și dăm Not Right Now. Dăm Next și aici dăm Accept, Making sure you're ready to install. Și ne spune, this PC doesn't meet the minimum system requirements for running Windows 11, o să dăm accept și acum ne spune ready to install, install Windows 11 și keep personal files and apps. Dacă o să dăm aici pe choose what to keep, veți putea să păstrați fișierele personale și aplicațiile, veți putea să păstrați fișierele personale, dar fără aplicații și veți putea șterge tot, adică să fie ca un fel de reinstalare. Dacă veți da click pe next, va începe procedura de upgrade.